Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom vorbi despre sarea de bucătărie. Este un corp solid, cristalizat, fără culoare și solubil în apă. Este foarte răspândit atât în scoarța pământului, formând zăcăminte, cât și dizolvată în apă mărilor și oceanului. Țara noastră este foarte bogată încă zăcăminte de sare. Este necesar organismului omului și animalelor să găsește sânge, sucul gastric și salivă, fiind un bun conservant, este folosit în industria alimentară. În țara noastră, sarea se extrage din mine, cu cele mai moderne instalații. Din sarea extrasă din scoarța pământului, sare gemă, cea mai curată, este folosită în alimentație. Înainte de a fi dată în consum, sarea gemă se purifică prin dizolvare în apă și recristalizare. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la un videoclip. Ia să nu uitați să dați like, dislike și dacă vă văd un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!